Mă bucur să fiu împreună cu dumneavoastră în seara aceasta la părtășie și la declarația de dragoste pe care ați făcut-o față de noi și familia noastră. Vă răspundem cu un verset din Scriptură, Proverbii 27 cu 19. Cum răspunde în apă față la față, așa răspunde inima omului, inimii omului. Deși noi vă iubim, vă urmărim de departe, și de multe ori suntem alături de dumneavoastră la slujbele pe care le faceți și doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Amin. Spuneam fratelui Roman că dacă predică mai lung, e mai bun prieten decât mine. Dar probabil că el nu a vrut să fie foarte prietenos cu mine și a scurtat predica. Dar în timp ce el vorbea așa din frumos din textul ăsta, eu mă bucuram, mă rugam pentru el, dar mi-am adus aminte de o întâmplare la care am fost eu parte. Undeva în Bucovina, la așa întâlnire cu tinerii, o adunare foarte aglomerată, s-au anunțat mai multe puncte de slujire, printre care un băiețel de câțiva ani să cânte o cântare. Și după ce s-a recitat, o cântat, în timp ce o soră mare cânta o cântare, băiatul ăsta a venit la conducător care era bunicul și eu eram lângă el. Și a început a plânge și a spus, bunicul, cântarea asta am vrut să o cânt eu. Și-o cântat, uite, e, și eu nu mai știu altă cântare, ce fac? La care bunică s-a ridicat și a spus, măi, fraților, a fost trebuincioasă cântarea asta, a fost de folos? Da! Dacă se mai cântă încă o dată, e greșit? Nu! Și băiatul așa s-a bucurat și-o cântat plin de bucurie că o cântare trebuie cântată de două ori. Acum eu după fratele Roman, dacă mai predic o dată predica lui, îmi dați voi? Că multe din astea am vrut să le spun eu și le-au spus înaintea mea. Mă uitam la tonul neprietenos al lui Pavel cu care scrie el celor din Corint. Pentru că Pavel, eu spuneam întotdeauna în slujirea noastră, cel mai greu mie îmi vine să corectez unele greșeli și abate. Aș putea să am predici de învățătură, vorbesc de atributele lui Dumnezeu, omnipotent, omniștient, multă vreme. Dar când trebuie să corectez ceva, aici trebuie fineță, trebuie autoritate, trebuie călăuzire. Frații nu sunt dispuși să fie corectați întotdeauna. Și Apostolul Pavel se uită la cei din Corint și are o constatare. Îmbucurătoare într-un fel, 1 Corinteni, capitolul 1, versetul 7, spune că, fraților, voi nu duceți lipsă de niciun dar în așteptarea venirii Domnului Iisus. Deci în Corint era exersate toate darurile duhovnicești. Dar se uită Pavel un pic mai bine la felul în care lucrează și găsește neorânduială. Pavel nu sistează darurile, nu spune, gata, nu mai prorociți. Pavel face numai unele corecturi trebuincioase. Se uită Apostolul Pavel la felul în care se desfășoară cina Domnului și constată același lucru. Și le spune, frații mei, păi dar voi vă adunați să vă faceți mai răi? Păi când veniți la oaltă, nu puteți să sărbătoriți sărbătoarea aceasta? Și Pavel nu oprește cina, nu mai spune, 3 luni nu mai luăm cina. Pavel le dă numai câteva învățături, uitați-vă cam așa ar trebui sărbătoarea asta să se desfășoare. Și acum, plecând de la gândurile acestea, el vine și spune, versetul 23, că ce am primit de la Domnul, ce v-am învățat. Eu tare mă bucur de frații care în învățătura lor o au de la Domnul. Spunea Ieremia, capitolul 23, cu versetul 22, dacă ar fi fost față la sfatul meu, ar fi spus cuvintele mele, ca poporul să îndrepte de la căile lui cele rele. Fraților, atunci când vorbim adunării și celor prezenți, noi trebuie să fi fost înainte părtași la sfatul Domnului. Spuneam eu odată aici o întâmplare că un primar, la începutul pocăinței, primarul din Vicovul de Sus, a fost la adunare obligat, cu obligație. Și frate, când a văzut că e primarul, a cântat cele mai frumoase cântări și a pus cei mai buni predicatori și spunea fratele Chelma, măi, omul ăsta sta ca o stană de piatră încruntat, niciun mușchi nu-i tresărea. Și nu l-a afectat nimic. Înainte de despărți adunarea, o soră ridică și spune, fraților, am pe inimă dorința să cântăm cântarea
când mergeai cu crucea în spate, scum Mântuitor, o cântare veche, să cânta în anii copilăriei mele. Și îmi spunea fratele Chelba, mă uitam la primarul ăla, a început așa să ilumineze fața. La a doua strofă a început să lăcrimeze, a început să plângă. Când s-o găta cântare, a spus, fraților, primiți-mă și pe mine aici cu voi, vreau și eu să mă pocăiesc. Și spunea că o soră a fost la sfatul Domnului. Doresc și cântărețe să stea la sfat cu Domnul ca să cânte cântările care trebuie. Și predicatorii tot și prorocii tot, Doamne ajută! Vorbind de cina Domnului, Apostolul Pavel vede cele două extreme existente în biserica din Corint și eu mi-am propus în seara asta, că și dimineața am predicat tot la cină, dar despre cina din Ierusalim. Vreau să așez cina Domnului între unitate și dezbinare. Și așa ne vedem fiecare unde e situat. Suntem mai aproape de unitate sau suntem mai aproape de duhul de dezbinare? De cina Domnului între unitate și dezbinare. Și unitatea asta, eu până la urmă, e o minune. Fapte capitolul 3 spune Petru ca și Ioan. Ce bine ar fi frații din Albin să fie toți așa într-o unitate sfântă. Și surorile, și lucrătorii. Doamne ajută-ne la asta. Când mă gândeam la cuvântul acesta, Petru ca și Ioan, eu sunt conștient că între oamenii ăștia erau diferențe mari. M-am uitat la realitatea diferențelor dintre ei. Diferiți ca și vârstă, era diferența poate cea mai mare între doi ucenici. Erau diferiți ca și temperament, ca și înzestrări, deci erau diferiți. Dar Domnul cheamă pe un frate de 80 de ani și cheamă un puștan de 17 ani și îi spune, voi trebuie să fiți una. Cheamă unul care nu găta 7 clasă și cu unul care profesează medicina în Cluj și îi spune, măi, voi trebuie să fiți una, așa spune Biblia. Și credeți că e așa de ușor când există diferențele astea? E drept, există și asemănări. Că și Petru și Ioan lăsase vasele pline cu pește acolo la Genezeret. Aveau același învățător, aveau același scop. Dar pe un talier am pus eu realitatea diferențelor, pe celălalt am pus realitatea asemănărilor, că mai avem și asemănări, și Domnul pune și el ceva pe un talier ca să facă unitatea. Ajută la unitatea. 1 Corinteni 12 cu 13 spunea Pavel așa, noi toți în adevăr am fost botezați de același Duh, ca să alcătuim un singur trup. Duhul Sfânt care l-a botezat pe doctor, l-a botezat și pe celălalt care nu știe carte. Duhul Sfânt care a coborât peste un bătrân, la noi a botezat Domnul, frați, peste 80 de ani aveau ca vârstă. Și s-au străduit și Domnul l-a botezat și noi ne-am bucurat. Același Duh Sfânt o coborâ și pe puștanii ăștia care spun eu, elevești, același Duh ne-o da Domnul. Hai să fim una, frață. Pavel spunea în Petru, astfel, dar fiindcă Hristos a suferit în trup, înarmați-vă și voi cu același fel de gândire. Și care-i gândul care comun care l-a pus în noi? O pus în noi gândul veșnicie. Mulțumim, Domnul. Deci, între unitate și dezbinare. Dacă ne uităm la cina Domnului, simbolul unității este în pâine. 1 Corinteni 10 cu 16, da? Având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un singur trup. Vedeți dumneavoastră, simbolul unității de pline nu e în lanul de grâu. Chiar dacă pare că e una lanul, dar poți să alegi spic cu spic, nu e unitate. Nici măcar nu e în grămada cu boabe de grâu. Că dacă vrei, poți să alegi. Dar ca să fie unitatea de plină în pâine, trebuie să treacă întâi gloria, batoza, prin lan, îndepărtează pleaba, o dă în vânt, selectează numai boabele și spuneam că nici în grămada de grâu nu e unitate de plină. Și atunci trebuie să treacă grâu prin pietrele de la moară și e zdrobit foarte tare. Și să alege numai făina, glutenul ăla din mijloc, că ăla se leagă numai, și apoi frământat de o gospodină, frământat bine, și-i dat în cuptor, și când iese din cuptor, într-o pâine unitatea e de plină. Nu mai poți să spui, firimitura asta e dintr-un bob și cealaltă firimitură e din albo.
Și câteodată Domnul așa face cu noi. Ne trece prin valul tunemorii, ne frământă poate luni și ani de zile, ne lasă o bună vreme în cuptor, apoi când ieșim de acolo, așa îi vedem de sfinți pe toți frață și suntem una. Mulțumim Domnului pentru asta. Cina Domnului între unitate și dezbinare. Dar de ce apare câteodată dezbinarea? Că noi ar trebui să fim într-o împărtășie sfântă cu Domnul, paharul binecuvântat pe care îl binecuvântăm. Nu este el împărtășire cu sângele Domnului? Pâinea nu este împărtășire cu trupul Domnului? Noi trebuie să fim împărtășie cu Domnul și împărtășie cu frați. Și suntem. Cât Apocalipsa 1:9, părtaș la necaz și la împărăție. Noi suntem părtași la necaz. Fraților, când un mădular suferă, 1 Corinteni 12, nu suferă toate mădularele? De ce aveți aici o grămadă de bilete? De ce vă rugați pentru oameni care nu-i cunoașteți? Nu pentru că suferim împreună cu ei? Nu că suntem părtași și la necaz? La noi am avut cazuri că locuiesc la țară, o ars o casă. Păi vreau să vă spun că până la amiază, la ora 3, au gătat casa de ars a unui frate păstor cu 13 copii. Și până seara era curățat terenul și frații făceau temelia. În cel mai scurt timp au făcut o casă mult mai frumoasă care au avut-o. Am fost acolo, știu, am fost de față. De ce? Nu că suntem părtași la necaz? Și când vine de la Moldova câte o soră, câte un frate la Cluj, la spital, ce nu sunt dintre voi care îl caută, mai trimite, măi, nu pot să ajung la Suceava, frate, du-te la spital, la salonul. Și știu că voi le faceți, că suntem părtași la necaz. Apoi suntem părtași la slujbă, fapte 1 cu cât cu 17, și suntem părtași la aceea slujbă. Și îmi place de 1, Petru capitolul 5, versetul 1, spunea Petru, părtași la slava care va fi arătată. Suntem părtași la necaz, dar vom fi părtași și la slavă, da? Spunea o cântare și cânta sora Semida Istrate, de aici, de la voi, de la Cluj, chiar dacă aici suntem stingeri, că ne-am părțit furtuna, dar tot vom fi odată în cer. Și acolo, Dumnezeu să ne ajute. Bun, aici e borna asta bună, idealul la cina Domnului, o părtășie și o unitate de plină. Dar Pavel vine și găsește în Corint și altceva. Măcar că cina Domnului se sărbătorea, versetul de care amintea fratele aici, găsește o simpatie pentru lideri. Că unul spune, eu sunt cu Apollo, eu sunt cu Petru, eu sunt cu Pavel, și oamenii din adunare își polarizează așa dragostea spre anumite persoane. De aceea și încălcitele astea de voturi democratice, ați văzut cum în partea adunările noastre, unul are atâtea. De ce? Că ne focalizăm pe o persoană și toată dragostea, simpatia înspre ea. Și Pavel vine și tare îi corectează frumos, spune, măi, dar Apollo cu Chifa și cu Pavel, ei sunt una deja. Binecuvântată e adunarea în care slujitorii luptă pentru unitate. Binecuvântată e adunarea unde conducătorii sunt una. Și că nu se fac partii din adunare, eu sunt cu ăla și eu sunt cu ăla. Dar câteodată se mai întâmplă. Și acum la cina Domnului, între unitate și răzvrătire sau dezbinare, tu ești mai aproape de unitate, de dorința de unitate, sau ești un om din ăla capricios, așa care... De ce se produce dezbinare? Se produce dezbinare din pricina unor grade de maturitate diferită. Pentru că în turma Domnului sunt și mielușei, și oiță, și oi. Și că deodată întâlnim câte unul foarte matur, spiritual, om pocăit, conservator, cum îmi place mie, mă, numai nu-l înțelege pe ăla mielușelul care mai zburdă. Și nu poate să se unească cu el și ar face orice să scape de el. Dar în trupul lui Hristos nu e așa, frață. Sunt grade de maturitate diferite. Se face câteodată dezbinare
sau lipsă de unitate din cauza trăirilor noastre. Nu toți vor să trăiască pocăința, dar câteodată toți ar vrea să vină la cină. Pavel spunea 1 Corinteni 5 cu 9, când am zis să n-avem nicio legătură cu curvare, n-am înțeles pe curvare lumea acesteia, că atunci a trebuit să ieșiți din lume, ci pe aceea, măcar când zic, frate, sunt curvari sau lacul sau hrăpăreți cu un astfel de om, nici să nu stai la masă, nici să nu mănânci. Că nu ne putem până la urmă, fraților, să vorbim cum vrem, ne îmbrăcăm cum vrem, trăim cum vrem, slujim cum vrem și la urmă să cerem unitate, fraților, în unitate. Unitatea, predicam azi, spune în Romani, capitolul 14 cu 19, să urmărim lucrurile care duc la pacea și zidirea noastră sufletească. Dar în Evrei 12 cu 14 spune că fără pace și sfințenie, nimeni nu poate vedea pe Dumnezeu. Și am întâlnit lucrul ăsta. Unii pe altarul păcii au sacrificat sfințenia. Păi frate, dar de ce așa? Frate, lasă-l să fie pace în adunare. Dar nu, ca să-l vezi pe Dumnezeu trebuie și pace și sfințenie. Doamne ajută-ne, amin? Frații mei, eu am așezat cina între unitate și dezbinare. Acum vezi tu în seara asta, ești mai aproape de dorință de unitate sau ești mai aproape de dorință de dezbinare? Atenție la simpatia pentru lider, la trăirea noastră, la dorința de întâietate a unora dintre Ioan, versetul 9, ca Diotref. Eu am văzut cu ochii mei când se împărtășea trupul Domnului și când un frate păstor trebuia să meargă la coloana asta, unul s-a ridicat de aici și a plecat în partea cealaltă ca să ia cina de la celălalt, că de la ăsta eu nu iau cina. Atunci mă întreb, ce cină e asta? Și de ce mai iei cina? Dumnezeu să ne dea pocăință, amin? Privind la ceea ce se întâmpla în Corint, am așezat cina între rutină și sacru. Dacă vreți, între sacru și rutină. Cina, dacă e singura sărbătoare instituită de Domnul. Domnul avea o dorință deosebită, spunea ucenicilor, am dorit mult să mănânc Paștele acesta împreună cu voi înainte de patimile mele. Trebuie să existe dorința asta. Dar o așezăm la locul ei de cinste și onoare, că unii au căzut în partea cealaltă a obișnuinței la cină. A obișnuinței, e o rutină din asta. Cineva m-a întrebat, frate Dragoș, ungerea cu unt de lemn, de câte ori trebuie făcută și cum trebuie practicată în adunare? Zic, măi, Biblia nu dă exact de câte ori și cum, dar nici nu învățăm adunarea ca și cu colecta, știi? Cu ungerea. Și am observat neorânduială la ungeri cu unt de lemn. Fără mărturisire, fără multă atenție, fără să cercetez, îi ungem așa, iertați-mă, nu poate să mă aude cum dă cineva cu aghiazmă de rând tot. Păi asta nu e lucrare duhovnicească, că asta e ceva sacru, asta e ceva sfânt. Ei, așa e și cina Domnului. O așezăm între sacru și rutină, că la evrei, la ei din Corint era o rutină și din cauza asta au ajuns să nu deosebească trupul Domnului. La ei era să practica acea masă de dragoste. Mâncau și mâncau, nu știu dacă erau sarmale pe atunci sau nu, ei mâncau, aduceau carne, sarmale, mâncau o masă de dragoste, în timpul mâncării făceau și cina. Și la un moment dat nu mai știe care e pâinea de la cină și care e pâinea pentru sarmale. Și Pavel spune, măi, dar în neorânduiala asta voi nu mai deosebiți trupul Domnului, pentru că erau prea obișnuiți cu ea. Eu mă gândeam la pasajul din Luca 4, în care Domnul a intrat în Nazaret, a început să predice și lumea îi sorbea cuvintele așa de pe buze. Toți îl lăudau, îl vorbeau de bine, dar când a gătat predica, l-a scos pe sprânceana muntelui să-l arunce în prăpastie. Dar ce s-a întâmplat? De a început predica în simpatia tuturor și când a gătat predica, voiau să-l linorocească. Care au fost pașii înspre necredință a locuitorilor din Nazaret? Și eu am spus, prima greșeală a lor au fost că l-au tratat ca pe un obișnuit. Nu este fiul lui Iosif?
și al lui Maria, dar nu-l cunoaștem noi. Eu cred că acolo erau băieți care s-au jucat cu Domnul pe uliță. Poate au făcut curățenie în atelier la tatu, să-l cunoșteau tare bine. Și spune, dar ăsta-i băiatul lui Iosif, măi, nu-l știm noi. Și l-au tratat pe Domnul ca pe un obișnuit. Și eu atunci vorbeam de pericolul obiceiurilor. Și obiceiurile bune au în ele un pericol, să știți. Și obiceiurile bune au în ele pericol, e pericolul obișnuințe. Și tratăm ca pe ceva normal. Eu când am făcut armata, cei ce au făcut armata, prin anii 79-80, apoi când te duceai în fața gradatului, stăteai drept, raportai, nu vorbeai decât dacă erai întrebat și la toată vorba, permite să raportez. Eu făceam curățenie în birou unui colonel de artilerie. Nu vă spun o săptămână, numai drept. Permite-mi, doamnă, comandant, să fac cizme, permite-mi, doamnă, să fac focul, permite. Ei, dar într-o săptămână, el m-a luat cu vorba, era un bătrân, om cu minte, de unde ești camarad, de la Suceava, mai ai frați, ce fac părinți. M-a luat el cu bine așa aproape că ne-am împrietenit. La urmă, eu spuneam, doamnă, colonel, hai dați-mi permis, hai, doamnă, colonel, vă rog frumos, doamnă, colonel. El tot colonel era, același colonel, și eu tot soldat eram. Dar eram așa de obișnuit când venea să nu-l mai tratez cu respect. Așa se întâmplă în adunările noastre. Cântăreți atât de obișnuiți cu cântarea, cum o fac așa din obișnuință? Alții cu predica, alții cu poezia. Ne-am obișnuit cu prorociile în adunările noastre și mulțumim Domnului că avem proroci și prorocii, dar atâtea ne-am obișnuit încât suntem în stare să nu le mai respectăm, să nu le dăm valoarea cuvenită. Oricina este un act sacru. Și eu am așezat cina, Domnului, între sacru și rutină. La cei din Corint era o obișnuință, era rutină, de aceea nu deosebeau trupul Domnului, de aceea nu se mai îngăduiau unii pe alții, ei mâncau și plecau acasă și iertați-mă, dar citesc în Biblie, spune Pavel că unul e sătul, altul e beat și vine Pavel și face o corecție și mulțumim Domnului că a rămas rânduia asta până la noi. Și mai așez cina între smerenie și mândrie. Exact lucrul de care s-a vorbit aici. Că cina Domnului până la urmă e un act de smerenie. Eu accept slujirea fraților. Eu mă împărtășesc cu ei. O venit vremea ca cine Onisim și cu Filimon să iei cina amândoi. Unul era stăpân de sclav, era mare patron și unul era un sclav fugit și primit de îndemnul lui Pavel. Ăsta toată ziua făcea treabă, celălalt era patron. Dar venea duminica și mergeau amândoi la adunare și când mergeau la Filimon, lua și spăla picioarele lui Onisim. Spunea slavă Domnului. Aici dispar clasele sociale în adunare. Aici dispar bogați și săraci, aici dispar cei școlați sau analfabeți. Aici suntem toți una. Povestea un frate și-l știți bine pe fratele acela, că la ei în oraș, la spital era un paznic, plin de râmnă, pocăit și pocăit bine. Cu vremea s-a pocăit și directorul spitalului. Și s-a pocăit fratele directorul și ne-au la adunare și îmi spunea fratele ăsta, și că să-i vezi pe amândoi că ăla pasnicul și plin de râmnă, domn director, cântăm amândoi o cântare. Și ăla în dragostea din tâi și așa cântau, să-l vezi pasnicul ăla care mătura prin curte, mai da cu măturoiul și cu directorul general, amândoi cu harfa în mână cântau. Păi e o frumusețe asta la pocăiți, nu? Și noi așezăm cine acum între smerenii, cum ar fi, și mândrie. Noi suntem mai aproape de smerenie sau de mândrie? Când vorbeam de smerenie și nu intrăm în detaliile acestui subiect, eu am spus că kilometrul zero în practicarea smereniei, cred că e Filipeni capitolul 2, versetul 3. Când spune, nu faceți nimic din slavă de șartă sau din duc de ceartă, ci în smerenie fiecare să privească pe aproapele său mai presus de el însuși. O poți face? Matale privești pe el mai presus? Și tu pe tu? Și tu pe tu? Sau avem un aer de arogant, eu-s predicator, eu-s proroc, eu-s cântăreț, tu cine ești? Dar asta nu-i la cina Domnului.
Asta poate fi la un restaurant, la o masă, dacă așa vă selectați. Dar în adunare, noi trebuie să stăm cât mai aproape de smerenie. Și Dumnezeu să ne ajute, amin? Încă o dovadă a smereniei am întâlnit în Deuteronom, capitolul 8, versetul 3, când spune: Domnul Dumnezeul tău te-a smerit și te-a purtat așa, flămând, prin locuri fără apă, ca să înveți că omul nu trăiește numai cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. Adică i-a făcut pe evrei să înțeleagă că ei depind de Dumnezeu. E o dovadă a smereniei. Fraților, în trupul lui Hristos fiecare și are loc, încheieturile cele care nu le băgăm noi în seamă, dacă ne dor articulațiile și se inflamează, vai cum știm de bine că le avem. Noi depindem unul de altul. Eu știu o soră care cântă foarte frumos în grupul Speranța. Când eram în adunare la dânsă, era o fetiță mai mică și așa mi-a plăcut că i-am spus la păstor: măi, mai pune o dată, mai pune, o cânta de vreo trei ori, era metitică. Dar la un moment dat am mers la păstor și a spus: frate, eu nu mai cânt. Am auzit comentarii, unii au spus că eu-s vedetă, alții au spus că mă dau mare, nu mai cânt. Și păstorul s-a uitat la ea și a spus: măi, fată, tu ai nevoie de predica mea? Da. Dar de prorocia, că păstorul e un bun proroc. De prorocia mea ai nevoie? Am. Eu am nevoie de cântarea ta. Așa că te rog, du-te în față și cântă. Noi avem nevoie unul de altul. Noi depindem, fraților, unul de altul. Spunem amin? Amin. Doamne, ajută-ne să ne smerim. Noi depindem unul de altul. Eu am nevoie de voi. Am nevoie de rugăciunile voastre. Am nevoie de susținerea voastră. Fratele Cornel Bârsan, care a trecut la Domnul, îl vizitasem chiar cu 3 săptămâni înainte în Chișinău, spunea că a fost invitat odată într-o biserică mare la predică. Dar el a plecat cu o teamă, acolo erau frați foarte buni predicatori, cunoscători de Scriptură, și a plecat îngândurat așa. Dar la amiază îl oprește o soră, spune: Cornel, tu trebuie să te duci undeva la evanghelizare? Spune: da, soră, și te temi? Da, un pic mă tem, am emoții așa. Măi, noi suntem un grup de sorori, și așa era, care duminică la amiază nu plecau acasă sororile. Erau niște surori în vârstă, ele stăteau în rugăciune, stăteau în post, până duminică după amiază începea iară programul. Și au spus: am vorbit cu surorile, noi stăm de acum și ne rugăm pentru tine. Și îmi spunea fratele Cornel: păi eu știu cum predic. Mi-a dat Domnul soție și o autoritate în ziua aceea, că știam că acasă la Botoșani am un grup de surori care stau în post și rugăciune pentru mine. Frații mei, avem nevoie unul de altul. Pe calea asta, pocăință. Hai să înțelegem lucrul ăsta. O altă demonstrație a smereniei, Filipeni 2 cu 5, începe până la 8, unde spune să aveți în voi gândul care era în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, n-a socotit ca un lucru de apucat să se facă deopotrivă cu Dumnezeu, dimpotrivă s-a dezbrăcat pe sine însă și a luat un chip de rob, s-a făcut asemenea oameni ascultător, versetul 8, s-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte și încă o moarte de cruce. Dovada smereniei e ascultarea. Când vezi că cineva în adunare nu ascultă și nu vrea să asculte, eu mă uit la el cât e dismerit. Care-i motivul lui de nu ascultă? Nu cumva din pricina mândriei? Și am întâlnit replici din astea: păi tu să-mi spui mie? Când în Psalmul 90, versetul 12, spunea Moise: învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, vis-a-vis de expresia aceasta, am întâlnit oameni care nu învață niciodată nimic. Și de ce unii nu învață niciodată nimic? Unii nu învață din mândrie. Tu îmi spui mie? Ai ajuns tu să mă înveți pe mine? Așa cum Moise era un profesor grozav, a fost la faraon de multe ori, ca să-i explice ceva de Dumnezeu. Cine e Dumnezeu? Și nu a vrut niciodată faraon, din mândria lui, nu a vrut să învețe. Ei bine, mândria asta cuprinde pe unii din adunare și dau dovadă de neascultare. O altă demonstrație a smereniei este să te mulțumești cu ce ai, Filipeni 4, 12, 13, știu să trăiesc smerit, știu să trăiesc în belșug. Și o altă demonstrație este să știi să-ți ceri iertare când ai greșit.
Am avut harul de la Dumnezeu în ani de slujire să văd când la cina Domnului a coborât Duhul Sfânt și s-a ridicat frate în adunare, spus, frate George, te rog frumos, iartă-mă, vreau să mă împărtășesc. S-a dus, s-a îmbrățișat, o plâns amândoi și s-a împărtășit. Doresc ca cercetarea asta a Duhului Domnului să vină peste noi. Eu închei predica. Ce am vrut eu să vă spun? Ce v-a spus el mai înainte? Poate în alte cuvinte, într-o limbă mai moldovenească, doar atâta. Am așezat cina Domnului între unitate și dezbinare. Aici era situată adunarea din Corint. Tu ești pentru unitate sau pentru dezbinare? Am așezat cina Domnului între sacru și rutină. Prețuiești tu cina Domnului? Trupul Domnului frânt în Golgota. Prețuiești tu dragostea cea mare a lui Dumnezeu care s-a dat pentru noi prin Iisus Hristos? Sau e ca un obicei, ca o obișnuință, mai eu cina să nu mă vadă, frate, când am luat-o? Și am așezat cina Domnului între smerenie și mândrie. Dumnezeu să ne dea putere să ne pocăim. Amin. Amin.